sectele, ce strigă toți la unison, și proruși și pro-europeni în piață. Alegere Jos guvernul, anticipate. pentru că noi luptăm cu Plahotniuc. Eu vreau să le spun că li se pare că luptă numai cu Plahotniuc. Plahotniuc este un individ care mai devreme sau mai târziu, și eu cred că foarte devreme, va fi îndepărtat din zonele de putere ale Republicii Moldova. Dar se maschează crearea de instabilitate care e foarte prielnică prorușilor și sub această lozincă vrem să plece Plahotniuc. Păi numai cu un guvern puternic, pro-european, pot să faci să plece Plahotniuc, atâta timp cât Plahotniuc nu displace Moscovei, dar displace Bucureștiului.